Salutare, fratelor, și bine v-am găsit la un nou videoclip din FS17. Este cum am apărut încât vă minte pe revedere și sunt la volanul noului meu tractor, un JCB Fast Track Omni. Mai am acolo în depărtare un New Holland care ară. Vreau să ajutăm și noi să facem mai repede, că vreau să deschid și telefonul ăsta. Eu sunt cu JCB-ul, el e cu New Holland-ul. Avem plugurile de la MASJ, AgroMASJ, cum se numește. Pe terenul, imediat vă zic, 23. Avem pe terenul 23, tarat. Ajutăm pe domnul colega nostru să facă mai repede treaba. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă aveți videoclipul cu două tractoare. Deci vă zic sincer că tractorul chiar îmi place. Sporește girofarurile. El are un plug cu 4 corbeni reversibil, eu am unul cu 5. Tot reversibil. Stâlpul ăla are... poți intra în el, poți să te blochezi în el. Dar nu e asta o problemă. Tractorul e frumos, e frumușel, nu are nicio problemă. Noi ne vom zic la JCB și vom continua lucrarea. Legă la plug. Îi dăm înainte cu tupeu, văd că stâlpul ăla este fix în fața noastră, ca o să-l edit cât de mult pot. Nu vreau să-l lovesc. Și eu pot la JCB, că e frumos, mie îmi place de... Așa, în floare. Așa, am dus un două, ba, gata. Hai să terminăm terenul. Ne-am făcut niște poze, dacă vreți, să vedeți pozele înainte de videoclip, îmi dați pe Facebook și totul la modului Farming Simulator 15, XFL și 19, sau ceva de genul. Și acolo vedeți mai multe poze cu ele, pe le pun în fiecare zi, aproape, e chiar în fiecare zi, în fiecare zi. Și rog, puteți să le vedeți. O să vă las un link la pagina de Farming, unde pun eu poze cu ele. Așa, și pe ăsta. Bang! Mai facem încă o poză. Pentru că e chiar miștoace. Știu că plugul ăsta e la fel ca ăsta, doar că ăsta e modificat. Are de-astea cu găuri
printre astea, printre lame, ceva de genul. Da, cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să apăsați pe acele clopoțele pentru a fi în fiecare când postăm ceva nou și ne vedem data viitoare. Salut!